Bună ziua, bine v-am găsit la emisiunea noastră. Tema de astăzi este amenajarea locuințelor și în special piața vopselelor. Îl avem ca invitat pe domnul Achille Bardelli, CEO Policolor. Bine ați venit la noi! Thanks. Emisiunea noastră se numește Casa Perfectă. Cum este pentru managerul Policolor o casă perfectă? Ce nuanțe ați alege pentru acea casă? Our show is called Perfect House. How should the perfect house look for the manager of Policolor? What colors would you choose? Perfect house, for our point of view, is a house where each of us feel comfortable. Casa perfectă, din punctul nostru de vedere, este căminul, casa în care fiecare dintre noi se simte confortabil. Sure, in one house, the color of a surface are very important to feel comfortable or not. Desigur, culoarea suprafețelor este un aspect extrem de important pentru modul în care ne simțim în interiorul casei. We strongly recommend to use light color. Recomandăm folosirea culorilor deschise, pastelate. Or also white color in different tone. De asemenea, folosirea nuanțelor de alb. With white and white tone, you can combine your surface with object in your house, radiator, curtains, window. Albul și nuanțele de alb pot fi combinate în amenajarea interioarelor cu folosirea lor pentru perdele, pentru calorifer, pentru alte obiecte de interior. Această culoare albă și aceste culori pastelate sunt un trend în acest moment sau sunt o regulă general valabilă cu care nu greșești? Sau sunt pur și simplu preferința dumneavoastră? Are the white colors or the pastel colors a new trend right now or are these colors the ones that you prefer? No, it strongly connect with small space of each room. Today we have a room with limited space. Folosirea nuanțelor de alb sunt în legătură cu suprafața mică a interioarelor. And using light color or white, you enlarge the space and only your personal object appear. Folosind albul sau nuanțele de alb sau nuanțele deschise, spațiul devine mai mare pentru că în interior se citesc doar obiectele pe care le folosim în amenajare. And using different tone of white, you can make personalization of different room. Folosirea diferitelor tonuri de alb ne poate ajuta să personalizăm diferitele camere. You can use, for example, white with some drops of yellow and red to have a warm color that help atmosphere of living room. Putem folosi albul la care să adăugăm câteva picături de galben pentru a personaliza suprafețe, de pildă, din sufragerie. Or you can add, for example, some drops of violet and blue to create a more formal atmosphere, like in entrances. Putem folosi câteva picături de verde sau de violet pentru a crea o atmosferă mai formală în zone, cum ar fi zonele de intrare. Or you can create also a fresh atmosphere, adding some drops of blue and gray, creating fresh and clean atmosphere. Poți crea o atmosferă curată și proaspătă, aducând câteva picături de gri sau de albastru în nuanța interioarelor. Sunteți expat, veniți din Italia. Cum vi se pare piața rezidențială de la noi? Aspectul caselor. What do you think about the residential market in Romania? The appearance of our houses compared to your country of origin? What would you improve upon us? But I am surprised of strong passion of Romanian people of color, no? All around the square and street we have a flower with dark color, full color. That is a tremendous contrast with the gray of this big block. Sunt surprins în mod plăcut de dragostea românilor pentru culoare. La orice colț de stradă poți vedea flori colorate în relație cu dominanta gri.
aceste flori demonstrând dragostea românilor pentru culoare. And I'm sure that in a short time, so Latin style to life that is similar like Italian is to help Romanian building to change in color and more life color, not gray. Sunt convins că spiritul latin al românilor, un spirit pe care îl împărtășesc cu italienii, va face ca aceștia să aibă o existență mult mai colorată, o existență policolorată, care să devină dominantă în raport cu atmosfera gri a unor străzi, a orașelor. Aducând discuția spre business, piața construcțiilor a cunoscut anul trecut o scădere și atrăgând după sine anumite scăderi în cererea de materiale de construcții. S-a resimțit și în piața vopselelor acest lucru? The new construction market has experienced a significant decline in 2010. Has this decline been felt on the market of finishing paints in particular? But we are living this change of trend in this way. In Romania, we finished the first growth trend, where the market was growing with two digits. And now, with the change, the market is growing slowly, but sure to grow. What happened this event, that from quantity, you are moving in direction of quality. Este o schimbare de trend. O schimbare de trend care vine după o perioadă în care piața a avut o creștere de procente semnificative, o creștere în care procentele erau de două cifre, însă acum vom experimenta probabil în continuare o creștere, dar limitată, nu atât de spectaculoasă ca în perioadele anterioare.